FC Argeș întâlnește Gloria Bistrița mâine de la ora 11 într-o partidă contând pentru etapa cu numărul 5. Jucătorul alb-violet Dănuț Ivănică consideră că argeșenii au șansa lor și nu au de ce să se teamă de echipa bistrițeană. Va fi un meci greu, dar nu e imposibil. Putem să câștigăm dacă suntem noi 100% pe teren. Dacă dăm tot ce e mai bun din noi pe teren, cred că putem învinge. Este o echipă bună, o echipă de divizia A. Nu avem teamă, asta e clar, dar noi trebuie să dăm totul pe teren. Datoria noastră a jucătorilor este să demonstrăm totul pe teren, nu în afară, ci pe teren demonstrăm ceea ce știm noi să facem mai bine. Chiar dacă alb-violeții au un start de sezon foarte bun, pe care mulți nu l-ar fi anticipat, atmosfera de la meciuri nu e foarte grozavă, pentru că vin foarte puțini susținători. Dănuț Ivănică consideră că echipa are nevoie de al 12-lea jucător, cum este considerat publicul. Exact, în vestiar vorbim între noi și când ieșim la încălzire cu o jumătate de oră înainte de meci, vedem că sunt așa puțin și aia puțin nu sunt alături de noi, ne pare rău. Chiar vrem să vină alături de noi, pentru că avem nevoie de suporter loial și ne dorim să vină număr cât mai mare de la meci la meci. Și noi să-i aducem cu jocurile și victoriile noastre. Partida cu Bistrița este un test real pentru alb-violeți în condițiile în care adversarii de până acum nu au avut un nivel foarte ridicat, cu excepția celor de la Chindia Târgoviște.